Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, vă oferă rubrica Meteo. La noapte cerul va fi variabil, cu norări și ploi în Moldova, Dobrogea, jumătatea de est a Munteniei, Maramureș și local în Transilvania. Vântul va sufla slab și moderat, local cu intensificări în regiunile estice și sud-estice, unde la rafală vor atinge viteze de 50-70 de km pe oră, vitezele cele mai mari fiind pe litoral. Intensificări ale vântului vor mai fi și în vestul și sud-vestul Olteniei, cu rafale în general de 45-55 de km pe oră. În Carpații orientali și meridionali, la altitudini mari vor fi precipitații slabe și sub formă de lapoviță și ninsoare, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 70-90 de km pe oră. Temperaturile minime se vor situa între 1 și 12 grade, cu cele mai ridicate valori în nordul litoralului. Mâine valorile termice vor marca o creștere ușoară. Cerul va fi variabil, cu norări în estul, sud-estul, centrul și nordul țării. Temporar va mai ploua în Dobrogea, local în Moldova, la munte și izolat în Transilvania și estul Munteniei. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în est, în sud-est și în extremitatea de sud-vest, local cu rafale de 50-70 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 22 de grade. Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, v-a oferit rubrica Meteo.